Andreea Marin, Hagi și Smiley au atras atenția împreună asupra lucrurilor care afectează creșterea și dezvoltarea copiilor din țara noastră. Gala UNICEF România, organizației cărei ambasadori sunt cei trei, a pus în prim plan anul acesta violența la care sunt supuși copiii. În multe familii, conform unui studiu efectuat recent, mai mult de jumătate dintre părinții români răspund de multe ori copiilor îmbrâncindu-i, trăgându-i de păr, molestându-i. Și asta nu neapărat pentru că nu-și iubesc copiii, ci pentru că un astfel de gest pare a fi normalitate la noi. Avem o toleranță crescută față de gesturile care înseamnă, de fapt, violență verbală, violență emoțională, violență de natură psihologică și ajunge mult mai departe apoi la agresiune. 11.000 de cazuri de violență cu victime copii sunt raportate anual în țara noastră. Numărul real însă este mult mai mare. Violența verbală este cea mai des întâlnită, dar și mai tolerată formă de agresiune. Nu cred că există părinte care n-a ridicat tonul la copil, dar asta nu înseamnă că trebuie să te duci mai departe de atâta și să o dai în violență până la urmă, să ajungi unde copilul deja să poată să sufere. Nu? Totdeauna părintele înseamnă căldură, înseamnă optimism, înseamnă nevoie, ajutor, sprijin pentru copil. El trebuie să te simtă lângă el și când el te simte lângă el, e atunci e foarte bine. Când între tine și el se creează un vid rece, atunci e o mare problemă. În ciuda progreselor, țara noastră stă încă prost la capitolul protecția copiilor din medii defavorizate, familii sărace, minorități etnice sau persoane cu dizabilități. Am văzut multe lucruri care mă marchează în țara asta, dar în legătură cu asta am fost și am văzut familii extrem de sărace care trăiesc într-o singură cameră, care ai căror copii fac schimb de încălțăminte atunci când se duc la școală, au o singură pereche de încălțăminte, trei copii, dar care se iubesc atât de mult și nu vor să renunțe la familie. Gala UNICEF România de anul acesta l-a avut ca invitat special pe violonistul laureat cu Grammy, Maxim Vengerov.